Atmosfera de sărbătoare s-a instalat în comuna Ninoasa încă de pe data de 6 decembrie, odată cu aprinderea luminilor și cu vizita lui Moș Nicolae. Surprizele pentru locuitorii comunei nu s-au încheiat aici. Tot ce trebuie să faci, să crezi cu adevărat. Moș Crăciun există în noi, dacă l-ai chemat, l-ai chemat, l-ai chemat. E momentul să apară, jurgălăi ne anunță toți în cor. Trasterii, pesănioare, totuși să fii Moș Crăciun nu-i chiar ușor. Joi 22 decembrie, la ora 18, Moș Crăciun va sosi în tărâmul de basm al Ninoasei. Mai întâi va face o vizită prin întreaga localitate, într-o caleașcă gătită de sărbătoare. Va fi însoțit de spiriduși și crăciunițe, unii dintre ei pe biciclete. Tunelul de lumină, laserele, tunurile de confeti și alte efecte speciale vor da dimensiune acestui nou eveniment la care Consiliul Local și Primăria Ninoasa, dar și Teatrul Junior din Târgoviște, îi invită pe toți locuitorii comunei. Oh, 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 oh.